Ce ziceți? Intrăm aici la Gagici? Te rog de suflet. E masaj. Se poate oferi și mai mult decât masaj sau... Salutare prietenașilor și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varan și astăzi livrăm de noapte, prieteni. Ne-a trecut ceva timp de când n-am mai făcut asta. Mi-am rezervat 3 ore în program, astăzi un schimbul 3 la Grovo, de la ora 12 la 3 dimineața. Prieteni, 12 în mijlocul nopții. Haideți să vedem ce îmi rezerv această zi. Chiar sunt curios cum mai merge treaba pe timp de noapte. Nu e chiar foarte frig acum afară. Mi-am propus să încep din centru vechi, mai am 5-10 minute și ajung acolo. Am să-mi dau check-in în aplicație și aștept prima comandă. Sper să nu se facă așteptată prea mult. Și am ajuns în centru vechi, prieteni. Haideți să vedem cum se prezintă orașul în noaptea asta de vineri. E vineri noaptea acum. Imediat se face ora 12 și sper că voi primi o comandă tot de aici din zonă. Sper să mă țină aplicația în zonă, în centru vechi aici. Dacă lumea petrece, Varlam livrează în noaptea asta. Cel puțin așa sper că voi livra ceva comenzi, să nu fie și degeaba, dacă nu dau ăștia nimic. Deja se împute treaba. Aglomerația e mult mai mare în zonă, muzică din toate direcțiile, deși e doar ora 12. Mă aștept ca după ora 1 încolo, 2, agitația să fie și mai mare, mulți beții pe aici. Cu alte cuvinte, Bucureștiul nu doarme, Bucureștiul petrece, mă rog, unii petrec, alții livrează, muncesc și muzica e cam tare deja aici. E posibil să nu mai auziți deloc. Mai am în jur de 5 minute și încep programul, ușurel, ușurel, scuze, frate. Cerșetorii, după cum vedeți, sunt la treabă și noaptea asta. Probabil lumea se întreabă acum, ia uite-l și pe nebunul ăsta cu bicicleta, Varlame. Tocmai de-aia am să mă mai plimb pe aici până-mi dă prima comandă. Haideți să promovăm mersul pe bicicletă, vineri noaptea în București. Voi veți vedea clipul ăsta sâmbătă pe la ora 12, cred că îl voi posta. Nu e chiar atât de multă lume ca de obicei. Sâmbătă e mult mai full și vara în special. Iarna nu prea iasă lumea, dar tot e ok, tot e ceva lume prin oraș. Păi sper să-și facă treaba camera asta, adică să se vadă cum trebuie pe timp de noapte. Am urmărit niște tutoriale pe YouTube să văd cum să o setez, pentru că nu știam cum să-i bag modul ăla de noapte, să se vadă cât mai bine. Sper că am nimerit-o. Mi-au venit și lumine din China, după cum puteți vedea. Haideți să găsim o străduță mai întunecată să vă arăt. Are și claxon. Am dat vreo 70 de lei de pe AliExpress, le-am cumpărat, au venit într-o lună, chiar 31 de zile în cap. Vreo 70 de lei cred că a fost. Am zis că mă bag undeva la întuneric să vă arăt cum funcționează. Am un buton instalat aici, cred că se vede, nu știu dacă e prea întuneric acum. Asta e un mod mai low așa, sau cred că e automat ăsta. Are un mod automat dacă setezi modul ăsta, când se face lumină mai mare afară, cum scade și intensitatea luminii. Uite, acum nu se mai vede aproape deloc. Acum se vede iarăși destul de bine. Bac, am schimbat ăsta, cred că e cel mai puternic mod. Și acum e modul low, ăsta e cel mai slab mod. Și acum claxonul. Are și un mod intermitent, după cum puteți vedea. În fine, unde mă duc eu acum? Haideți să mă întorc în centrul vechi, prieteni. Pe aici sper să mă țin aplicația noaptea asta, v-am zis. Măcar nu mă plictisesc. Mai ascult muzică. Mai văd o gagicuță, poate primești și ceva de băut. Bineînțeles că glumesc. Nu beți în timpul programului, deși eu am făcut o dată, parcă am băut un pahar de vin într-unul din clipuri, când am livrat pe jos ultima dată, nu, penultima dată. Știu că am băut un pahar de vin destul de mare și mă cam lase puțin de cap. Pe urmă am făcut vreo 2-3 livrări pe jos. Nu faceți ca mine, nu consumați băuturi alcoolice în timpul programului de muncă. Și am revenit la nebunie, la agitație, lumea petrece, Varlam nu face astăzi. Dar dacă nu primesc comandă, tot bag și eu 2-3-7 în seara asta. Glumesc, bineînțeles. Ultima dată parcă am avut comandă de la Giro și aici când am livrat de noapte. Șerifule, ce faci? Merge treaba, petreci? Aveți ce mai petrecere? Aveți muzica? Hai că nu sunt singurul biciclist, măcar am mai văzut pe cineva, trebuia să-l sarul neapărat. Nu sunt singurul nebun care pedalează la ora asta. Ia uite mă, cu un Glover, frate, am zis că singurul nebun care livrează la ora asta, dar se pare că nu sunt singur. Uite, omul strânge geanta. Șerifule, ce faci? Gata, mergi acasă? Nu merge treaba. Ce faci? Salut! Uite, am reușit să livrez. Ce faci? Muncești la Glover? Da. Și ai program acum în seara asta sau? Am programat până la 12. Până la 12? Da. Ai făcut vreodată noaptea? Noaptea, pe timp de noapte? E a treia zi este vechi. A, doar a treia zi. Deci ai livrat până la 3 dimineața, 2 noaptea nu, sau... Nu. Asta sunt curios și eu, mi-am băgat niște ore până la 3 dimineața. Acum, astăzi? De la, astăzi, da, până hai, la, de la 12 până la 3. Mă rog, salut! Ai putea să claxonezi eu acum, că oricum nu mă aude nimeni, ia!
Da, mă, uite că se aude, nu vreau să-i deranjez, tocmai de aia n-am să folosesc claxonul. A fost doar așa de probă, acel mic pip. Oricum, nu știu ce voi face eu dacă nu vor intra comenzi, pentru că e trecut de 12 deja, cred că e 12 și 15 minute. Și chiar n-aș vrea să stau degeaba sau să mă bag la un masaj aici la Roxane, voi ce ziceți? Un masaj intim, bineînțeles. Un masaj de la, 200-300-400 de lei în sus. Ce numai masaj nu e. E plin Bucureștiul, e plin centru vechi de zone de astea, unde sub pretextul unui masaj frumos primești de toate, cum s-ar spune. Ziceam, cum ar fi să mă întâlnesc cu Nicu la ora asta? Ar fi chiar bombă. Dar nu e Nicu atât de prost încât să stea pe străzi să înghețe de frig. Plus că mi-au scris câțiva dintre voi că s-a răcit Nicu, că s-a întâlnit careva cu el. Mi-a zis cineva, mă, m-am întâlnit cu Nicu Varlame și era răcit, era gripat, era varză, era cobză. L-au ajuns blestemele voastre pe Nicu al nostru. Este o parte dintre voi, m-au întrebat, tot așa am livrat într-o zi și au văzut trotinetele astea aruncate așa și m-au întrebat băieții, bă, prin comentarii, bă, ții cu trotinetele alea aruncate așa, că de ce nu te-ai oprit să le așezi? Băi, prieteni, asta e treaba lor, a celor care se ocupă cu aceste trotinete, să le strângă. Niște persoane vin noaptea și le adună ca să le bage la încărcat sau nu știu care e șmecheria, nu știu de ce sunt răsturnate în halul ăsta. N-am să fac eu o faptă bună să le ridic acum pe toate, pentru că sunt oameni plătiți pentru așa ceva, care probabil vor veni mai târziu către dimineață să le ridice. În schimb, ce ziceți? Intrăm aici la Erotica. V-am zis că sunt multe saloane de astea de masaj în București, fiecare cu ofertele lor, accesul interzis persoanelor sub 18 ani. Ce ziceți? Intrăm aici la Gagici? Să ne relaxăm. E deschis, ia uite, împingi, dar nu știu pe unde urci, unde te bagi, ce primești, la schimb. Ia uite, parcă seamănă cu Bianca la Drăgușanu asta, nu? Puțin așa, parcă aduce cu ea. Uite, fel și fel de manechine, ce cu manechinele astea aici, băi, tată? Păi, plecați, mă, de aici, că nu vă dau banii, mă, băi, prăduitorilor. Auziți și aud eu în acest moment? Am primit comandă, în sfârșit, hai că nu mai stau degeaba, deja început să mă plictisesc. O comandă de 5 km, mamă, câștig 13 lei la comanda asta de cam mult, băi, frate, 5 km. Cred că mă scoate de aici, din centru vechi, sau ba nu, voi ajunge pe Splai Unirii, în fine, haide să vedem. Îi dau start, dacă merge, bineînțeles că nu merge, hai, Glovo. Anonymous Burger, nu știu unde e, tot aici în zona la Unirii. Anonymous, ia să mai testăm claxonul ăsta odată. Mi-am luat jucărie, gata. E 12 și 15 în acest moment. Noaptea, miezul nopții, prima comandă la Glovo. Pe tata acolo, leșinat. A căzut, l-am văzut că se sprijinea de zidul ăsta înainte. Șerifule, ce faci? Vrei să te ajut să te ridici? Vrei să vă ajut să vă ridicați? Da. Așa, o secundă, stai așa. Așa. Opa, așa. Unde vreți să vă las mai bine să stați? Undeva să vă sprijiniți pe banca aia acolo? Vreau și eu, Vioara. Stai așa. Uite aici, Vioara. Hai să te pun pe banca asta aici. Ușor. Hai să te pun pe banca aia, uite acolo. Mai bine, hai. Că mi-am lăsat și bicicleta. A, dar ai unde stai? Unde stai de obicei? N-ai cu ce să mergi acasă? Da. Cheamă un taxi de acolo, stai așa. Opa. Alo, alo, alo. Ia-mi. Cum? Vreau și eu, un singur. Vreau să-mi chem taxi. Te rog din suflet. Mamă, frate, e mort omul. La carul cu bere. Păi cum, taxiurile nu intră aici, frate? Cum să chem eu un taxi aici? Nu știu dacă se bagă taxiurile până aici. Păi, șeriful, dar nu știu dacă vin taxiurile până aici. Auzi, te rog din suflet. Dar nu știu dacă vin aici. Eu îți chem un taxi aici. Dar nu se bagă mașina, cred că, pe acolo. Nu cred că intră până aici. Încearcă să mergi până în capăt acolo, mai liniștește-te că aici nu vin taxiurile și să te duci până acolo, văd că mai stai puțin și că nu vine taxiul până aici, nu se bagă pe aici. Și am și o livrare, hai, noroc, salut, ai grijă de tine. N-am cum să-i chem taxi aici, frate, aș fi chemat un taxi de la mine din telefon, din aplicație, dar nu se bagă taxiurile până aici. Căzut și omul din picioare, l-am văzut înainte că stătea pe acolo. Nu fie. A, uite ce petece numai. Of, 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 măi, măi, se mărită cu gulinul. Ce petrețeau, domnișoarele. Fine, haide să mergem la Anonymous Burger, să ne vedem de ale noastre. Am delivrat o comandă, prieteni. M-au luat cu salvările, cu salvările de oameni. Haide să ne vedem de drum. Hai să ne băgăm prin pasaj, pe aici trebuie să trec pe partea cealaltă.
și n-am pe unde decât prin pasajul la tine. Luăm bicicleta sub braț, ca pe o poșetă. Hai că am pierdut ceva timp. Mamă, ce e aici, frate? Concert? Ce-a fost aici? Ce se întâmplă, doctore? Ăștia filmează o scenă de film aici sau nu știu care e treaba. Da, e videoclip sau ceva. Păi hai că m-am pierdut puțin în spațiu, nu știu exact unde e locația asta. Anonymous Burger, pizzerie. A, uite bă, Anonymous Burger. E asta de aici. Am mai livrat o dată, parcă, chiar din locul ăsta. Salut! Salut! Am și eu comandă la acolo. Două, trei minute. Ok, aștept. Ok. Da, băi, prieteni, am preluat comanda, prima comandă, sunt doi burgeri aici. Am de pedalat vreo 3,5 km de aici, am văzut eu acolo, uite, mi-a înghețat și fermoarul. Am încărcat bonul în aplicație și îi dăm bătaie prima comandă. Uite, nu vreau să reacționeze telefonul de la fric. Mamă, dar nu e nimeni, frate, pe aici, e mort orașul la ora asta, 12:30 aproximativ. Tocmai de aceea mi-am permis să mă duc puțin pe trotuar, să nu mă duc în trafic, pentru că mi-e mult mai ușor dacă merg pe aici acum. Hai că-i dă bine la vale. Cred că în 7-8 minute voi ajunge cu comanda la timpul noi. Mă bag și eu în trafic imediat, am obosit. I-am dat blană ca disperatul. Salut. Așa. Uite aici și o să mă opresc, te rog. 92 de lei. Cred că-mi fac 5 lei. Cred că da, sper să... Da, uite aici. Mersi, salut, pa, pa, noroc. Gata, băi, prieteni, comandă efectuată pe timp de noapte. Prima comandă e ora 12:40, 00:40 de minute. Am primit 3 lei bacșiș. Primit 3 lei bacșiș în noaptea asta. Haideți să vedem ce mai facem noaptea asta. Cred că aș putea să primesc comanda aflându-mă în zona asta de la Tineretului, de la Dristor Tineretului. Uite, am și primit comanda. Haideți să vedem ce comanda am primit de la Tineretului. Chiar de acolo de unde bănuiam că voi primi comandă, da. Dristor Doner Kebab Tineretului. A doua comandă. Ia uite bă că primim comenzi și pe timp de noapte. Am livrat deja una în 40 de minute aproximativ. Noi mergem acum după comanda numărul 2. Dristor Doner Kebab Tineretului. Am ajuns la Dristor, băi, în Tineretul lui, am masca pe față, cred că se aude mai înfundat puțin. Hai să-mi leg bicicleta și mergem să ridicăm comanda. Aici trebuie să dau comanda personal, veți vedea imediat cum voi proceda. Ia să vedem, frate, ce avem aici. Trebuie să stau la rând, prima dată să-mi iau și eu un bon fiscal. Mersi. Am scăpat și de bon, asta e procedura, așteptăm acum să-mi dea mâncarea ca să pot pleca. Mersi. Hai că m-am luat cu telefonul, o să deam pe Instagram și ăsta, am pregătit deja comanda, n-am făcut nici poză la bon, m-am luat cu nebunia că am făcut un story în noaptea asta. Aruncăm bonul în plasă, mâncărica la gentuță, în gentuță, sacoșa pe spate. Și dăm bătaie comanda numărul 2. Mănușile sunt la locul lor, mi-era să nu le pierd. Le țin aici în borsetă. Aici îmi țin mănușile, puteți vedea. Mă ajută borseta asta foarte mult. Îmi țin și cheile, îmi țin toate prostiile în ea. Uite un nou Glover aici, la treabă. Nu sunt singurul care livrează noaptea, se pare. A doua comandă trebuie lăsată la Ario Gaming. E o sală de jocuri acolo. N-am fost niciodată, cred că e sala de jocuri. Bănuiesc după nume. Băi, undeva în zona asta trebuie să fie locația. Sunt la Unirii, în fața Casa Poporului. Oprim luminițele. Una, a doua și a treia. Așa. Punem antifurtul frumos, pentru că s-ar putea să stau puțin pe aici. Nu știu dacă e deschisă ușa asta la locație. Uite aici. Mersi și eu, salut, papa. O să notă, dar bagă și mă zgâdea, te rog, aici. Salut. Gata, băi, prieteni, s-a livrat și comanda cu numărul 2, bani colectați, am mai primit încă 4 lei bacșiș. Câți am până acum? 7 lei bacșiș, nu? Am făcut și bacșiș și asta e bine. Mergem mai departe. Stai că am băgat telefonul în buzunar și nu știu dacă i-am dat finalizare. I-am dat, da? Am primit altă comandă. Mamă, ce merg comenzile, băi, noaptea. Vă câștigam vreo 13 lei la comanda asta pe care o fac. Și mergem la Nikos Greek Taverna, în centru vechi. E un restaurant așa, gen fast food mai mult, mâncare rapidă. Bag banii la borsetă și ne vedem de drum. Comanda numărul 3 și este doar ora... Cât e, mă, ceasul? Nu mai pot să văd cât e ceasul, în fine. Am vrut să văd cât e ceasul, oricum e vreo 1 și jumătate maxim, cred.
Aici deja trebuie să vorbesc mai tare, muzica cântă din toate direcțiile. Mamă, frate. Opa, opa, opa. Nu știu de ce am avut impresia că e la Giros Thessaloniki, dar e aici la Nikos Greek Taverna, nu știu unde îmi las bicicleta. Trebuie să mă orientez cumva. Unde naiba o pun? N-am unde. Legăm bicicleta de o altă bicicletă, un suport floral sau ce e ăsta? Sincer vă zic, nu știu de ce, dar îmi place să livrez pe timp de noapte. Chiar și așa iarna, e mult mai bine decât pe timp de zi. Comandă preluată, a treia, îi dăm bătaie. Ce s-a întâmplat, băi, aici? Ăștia filmează cu salvarea sau care-i treaba? E o fază dintr-un film și asta cu salvarea? Sau ce fac ăștia? Uite și poliția locală. Da, băi, doar filmează, nu e nimic pe bune. Băiatul ăla e în salvare acolo, dar totul e ceva trucat, e un film. E film sau nu e film? E film, frate, ăla nu e bolnav acolo, n-are nimic. Oh, ok, bine, bine, te aștept, va. Nu merge interfonul. Vedeți una din problemele care pot apărea pe aici? De-aia trebuie să și sun clientul de fiecare dată. Nu merge interfonul, așa mi-a zis. Bine el jos, mai bine am scăpat eu de un drum, de câteva etaje de urcat. Salut, uite aici. Da, așa că dau rești că 10 lei. Ok. Mersi, salut, baba. Da, băi, uite că am mai făcut încă 4 lei bacșiș, care se adaugă la cei 7 lei. Am făcut 11 lei bacșiș până acum. Am primit bacșiș la fiecare comandă. Merge mai bine cu tipsul, cu ciubucul, cu bacșișul, cum vreți să-i spuneți, pe timp de noapte. Haideți să vedem, așteptăm următoarea comandă, prieteni, este ora 1:35, am zis, și 33 mai exact, 3 comenzi efectuate, o medie de livrare de 30 de minute la fiecare comandă. Am început la 12:01, acum 3 comenzi efectuate, revin când am să primesc altă comandă. Băi, hai că am oprit, am dat drumul la cameră, dacă tot am făcut clipul ăla cu te-a plecat după un leu sau nu, uite un leu aici jos și am să mă plec după el. Nu facem figuri. Bă, dacă l-am văzut și mi-a ieșit în cale, m-am plecat după el. Asta e. Încă un leu la ciubuc acolo. Cât am zis că am bacșiș? Vreo 12 sau 13 lei, nu mai știu exact cât am zis că am. Am găsit un leu, l-am luat. Asta e, să fie cu noroc. Haideți să vedem dacă mai intră o comandă sau nu mai intră o comandă. Încet, încet se termină programul meu. Mai am o oră și 20 de minute. Cred că m-au zis mai înfundat pentru că am masca pe față. Cagula asta, semi-cagulă, ce dracu e, nu știu cum se numește. S-a liniștit lumea, a plecat lumea acasă sau mi se pare mie. Haideți să mai dăm o tură de centru vechi până intră comandă. Dacă tot nu intră comandă în jumătate de oră maxim, mai dau așa timp de plimbare de vreo 20-30 de minute. Dacă nu intră comandă, închei programul și mă duc acasă, aia e. Eu sper totuși ca să mai primesc încă o comandă, ca să fie bine. Dacă tot am făcut 3 într-o oră și jumătate, mai merge una acum, nu? Sau mergem aici la masaj? O primești cu bicicleta la masaj sau ce e aici? Am voie să las și bicicleta dacă e. Să mă relaxez că a terminat programul. Păi și care sunt prețurile sau ce e? Și e masaj sau? E masaj. Se poate oferi și mai mult decât masaj sau? Nu se poate oferi mai mult. Pe asta, zice doar masaj, nu? Asta vreau să știu. Iar că mă duc să mănânc ceva și poate revin. Mersi, pa, pa. Ce facem, prieteni? Nu intră comandă. Uite că mă plimb degeaba pe aici. Trebuie să merg acasă, să editez videoclipul ăsta. Ceea ce îmi va lua vreo 2 ore. Cam atât asta. Uite, bă, geanta asta de la Glovoie tot aici. Nu știu ce fac oamenii ăștia. Cineva nu mai livrează, s-a liniștit. Băi, prieteni, băi, amigos, uite cum stă treaba. Comanda nu vrea să intre, așa că ce-mi rămâne mie de făcut în această situație? Chiar dacă mai am o oră din program, o oră și 8 minute, eu am să-mi pun modul de atribuire automată comenzi pe off, adică îl opresc, ca să nu mai primesc comenzi. Ceea ce înseamnă că am livrat aproximativ 2 ore și am făcut 3 comenzi la fiecare jumătate de oră, să zicem. Din care am câștigat suma de, vă zic imediat, 41 de lei într-o oră jumate. Am livrat 3 comenzi, 30 de minute alocate fiecarei comenzi. Am început la ora 12 și am terminat acum la ora 2, am făcut 40 de lei, 41 de lei.
și vreo 12 lei tips separat. Adică am făcut 50 și ceva de lei dacă adaug și tipsul. Eu mă duc acum acasă, mă duc să editez videoclipul ăsta ca să-l puteți vedea dimineața când vă treziți sâmbătă. Eu îl filmez vineri noaptea, am mai spus asta parcă. În fine, eu vă salut, prieteni, am să închid acum acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip și să-mi spuneți folosind secțiunea de comentarii dacă vreți să mai fac clipuri pe timp de noapte. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o, pentru că vor mai urma și alte clipuri de genul pe viitor. Cu voi a fost Varlam, toate cele bune, pa, pa, fraților!